este povestea tragică a unei victime coronavirus, în vârstă de doar 42 de ani. Joel Evinger avea un mariaj de poveste cu soția lui, Maura. Se cunoșteau din copilărie, aveau o căsnicie de 20 de ani și 3 copii. Însă, conform CNN, Joe a murit zilele trecute de coronavirus, devenind una dintre cele mai tinere victime din Statele Unite ale Americii. Într-un interviu pentru postul menționat, Maura a povestit ultimele clipe petrecute cu soțul ei, înainte să-și dea ultima suflare. Joe a prezentat subite simptome de coronavirus. Nu avea alte probleme medicale și a început cu simptome moderate de coronavirus. Pe 17 martie, de ziua Sfântului Patrick, a început să facă febră tot mai mare și a fost internat. Citește-ți, cântăreața Pink și fiul ei, infectați cu COVID-19. Această boală este o chestie foarte gravă și reală, citește-ți, Raed Arafat, o nouă estimare pentru România. Numărul de cazuri vor crește, decese, din păcate vor fi. Din acel moment, starea lui se deteriora tot mai mult, iar medicii avertizau că șansele de supraviețuire sunt minime. Și a luat rămas bun de la soțul ei pe facetime din cauza virusului extrem de contagios și a restricțiilor aspre. Maura nu a putut fi alături de soțul ei, în clipele petrecute pe patul de spital. Așa că au ținut legătura prin apeluri video, pe facetime. Am vrut doar să-l calmez și să-l fac să nu se simtă singur. Aveam un mariaj virtual. Mai mult, cu puțin timp înainte să moară Joe, Maura i-a cântat melodia pe care au dansat la nunta lor. Joe rămâne doar una dintre cele 7392 de victime făcute de coronavirus până acum, doar în Statele Unite ale Americii, iar Maura atrage atenția că oamenii sunt mult prea indiferenți. Se gândesc că nu pot păți nimic și că sunt invincibili. Dar iată că acest virus nu iartă pe nimeni, indiferent că vorbim de tineri sau de bătrâni.